Bună, înregistrarea aceasta este despre vitamina E. De care vitamina E să consum, dacă consum și când să o consum ca să se asimileze. Acum știu că, spre exemplu, tatăl meu sau părinții mei tot îmi spun să nu mai iau pastile. Dar dacă ajungi la concluzia că vrei să iei sau trebuie să iei vitamina E, am să-ți spun de care să iei, să nu iei oricare, pentru că sunt multe tipuri de vitamina E, sau mai bine zis, vitamina E are 8 componente. Okay? 4 tipuri de tocoferol și 4 tipuri de tocotrienol. Vitamina asta E este solubilă în grăsimi, adică dacă mănânci salată, frunze, legume, fructe, nu există vitamina E. Okay? Dacă mănânci slană de porc, există vitamina E în ea. Okay? Deci dacă mănânci slană în fiecare zi, și îți recomand să faci asta, ai sursă naturală de vitamina E. Dacă n-ai mâncat o perioadă mai lungă de timp grăsim, sunt șanse mari să ai lipsă de vitamina E. Și oamenii când au lipsă de vitamina E, nu se mai regenerează la fel de repede sistemul osos și sistemul articular. Adică dacă ai teme cu sistemul osos sau sistemul articular și vrei să ajungi să regenerezi, el pentru a se regenera are nevoie de vitamina E, vitamina K, vitamina D. Astea sunt vitamine solubile în grăsimi și e nevoie de ele pentru a regenera sistemul osos. Ok, și când iei vitamina E, că despre aia e vorba, îți recomand să iei doar o vitamina E care conține tocotrienol, ok? Care nu conține tocoferol. Să nu conțină deloc tocoferol. De ce? Pentru că tocotrienolul și tocoferolul, grupările astea, sunt pe cum omega 3 și omega 6. Ok, omega 3 compensează omega 6. Omega 6 face inflamații, omega 3 micșorează inflamațiile. Tocoferolul face inflamații, tocotrienolul micșorează inflamațiile. Și dintre mai multe variante de tratament, chiar și placebo, chiar și cu tocotrienol și cu diferite variante, singurul care a avut randamente vizibile în studiile oamenilor a fost tocotrienolul. La colesterol, la probleme cu ochii din cauza fundării vaselor de sânge, la memorie, adică oamenii care au luat tocotrienol un an, li s-a reparat vederea, li s-a îmbunătățit memoria, au avut multe lucruri pozitive, fără să mai consume alte lucruri, fără să mai ia alte medicamente. Și mai am ceva extrem de important de specificat. Când consum grăsime, bine ar fi să fie grăsime animală, pentru că și tu ești un animal, să consum grăsime fără carbohidrați. Ok? Grăsime cu diferite alte lucruri care au puțin carbohidrați, adică cu varză, cu frunze, cu salată. Evită morcovii, evită cartofii. Aici am de verificat. Un cartof roșu, dulce, pe care vreau să-l verific pentru că se spune că dacă îl gătești și pe urmă îl lasă să se răcească, ar conține mâncare pentru un anumit tip de bacterii din intestinele noastre care vrea să mănânce doar cartofi dulci. Ok, și același lucru este și la înghinare. Anghinare și cu cartofi dulci. Vrea să mănânce probioticul respectiv. Și vreau să verific, să le dau de mâncare, să văd dacă simt ceva special. Și spuneam că am să vă spun când să iei vitamina E. Dacă iei pastile cu vitamina E, este important să consum vitamina E când consumă o mâncare cu grăsime. Și să consum după ce ai mâncat, când ai în stomac acid. Pentru că vitaminele solubile în grăsimi, ele se digeră cu mult acid, sau mai bine zis, se asimilează cu mult acid. Așa că când iei vitamina E, vitamina K, vitamina D, trebuie să le iei după ce mănânci ceva cu mai multă grăsime, cum ar fi grăsime de porc sau carne, carnea conține și la grăsime, bun.
Ok? Și să le iei cu niște acid. Pentru că în ziua de azi majoritatea oamenilor au lipsă de acid. Din cauza asta nu asimilează mâncarea. Și poți să iei și o pastilă de acid ca să-ți mărești acidul, ca să poți asimila vitaminele solubile în grăsime. Da, din grupa A. Majoritatea oamenilor în ziua de azi au lipsă de acid. Aceta. Pa.